Așa, și acum punem centimetru din talie, da? Ia uitați, din talie. Deci exact unde vom arăta linia taliei, da? Exact acolo, da? Și măsurăm până unde avem semnul de bold. Și trebuie să lăsăm și un centimetru de rezervă. Rochea se așează așa cam cum vine pe, cum vine pe persoana care o poartă. Pentru că nu o punem așa înșirată, o adunăm, o să vedeți. Deci are 103, lăsăm 104 și dăm semn de jur împrejur. Deci ții drept, da? Mai așezăm rochița încă o dată. Iar căptușeala se taie după ce am tăiat rochița. Bun, acum mutăm. Da? Mută și la talie un picuț. Da? Și mut și eu aici. Deci am zis 104. Da? Iar mutăm. Tipul trebuie să fie frumos rotunjit. Da? Iarăși mutăm. Și acum tragem și rochița un picuț, pentru că ea nu o să stea întinsă așa, așa cum vine în poziția asta, da? Deci o întindem din nou, o adunăm. Rochița să vină în poziția în care stă pe persoana respectivă. Dăm din nou 104. Mutăm iar. Deci ținem cont totdeauna să vină exact pe linia taliei. Am să vă arăt mai mult și în partea de talie când o să fie la cusătura de la spate, că se vede mai bine. Acum din nou tragem un picuț rochița să vină în poziția în care se vine pe persoana. Nu o lăsăm întinsă ca pe umbrela, da? Să vină corect. Da, iar mutăm. Niciodată nu tăiați tivul la dublu. Niciodată. Se merge de jur împrejur. Acum ne întoarcem de la jumătate în partea cealaltă. Da. Deci. Deci am măsurat de la jumătate, te-ai dus cam departe. Așa. Bun. Da. Da, mutăm din nou centimetru din aproape în aproape, fiind vorba de cloș, este o rochie pusă pe cloș. Da, totdeauna rochia se măsoară ca în poziția în care vine pe client. Așa la camera. Dacă nu are cine să vă ajute, este destul de greu. Puneți rochea și măsurați din talie. Este bine cineva să vă țină la talie, pentru că, ia uitați dumneavoastră, tivul cum vine. Când e mai mare, când este mai mic, cel de dedesubt e aici, cel de deasupra e cu 3-2 cm mai sus. Deci vă dați seama ce are și dacă măsurăm de la tiv. Deci menținem greșeala tivului. Da? Deci vedeți cum aduc tivul în poziția în dreptul taliei. Pentru că rochea așa se adună pe persoană. Nu stă întinsă ca o umbrelă. Așa. Din nou mutăm centimetru. Te-ai dus un pic cam departe. Așa. Punem 104, dăm semn și de o parte și de cealaltă a centimetrului, da? Iar.
104. Și acum vom lua rochea și măsurăm pe partea cealaltă. Ne uităm un pic în ansamblu să vedem dacă tibul este frumos rotunjit. Nu trebuie să fie un... Îți dai seama un pic dacă te uiți la ea cum vine, da? Deci eu zic că vine foarte bine. Și acum ne întoarcem, întoarcem rochea pe, cu spatele și începem și măsurăm. Aici ne dăm semn ca să ne vină semnul și pe partea din spate, să vedem să le unim corect. Da? Deci venim în continuare și întoarcem rochea. Da? Și uitați, acolo este linia taliei. Da? Pune degetul unei talii, da? Și de acolo o să măsurăm tot 104, da? O să pună centimetru. Da, așezăm rochea ușor și frumos pe masă. Nu, nici nu o întindem. Da? Așa. Și acum punem centimetru exact de la talie. Da? Punem de la talie. Vedeți acolo talia. Ține exact pe linia taliei. Și o aducem până la poală la 104. Ia uitați. Aici vine fața, să dau mai aproape, deci fața e unde pun eu degetul și ia uitați unde este spatele, vedeți câtă diferență e aici, aici e diferență de 2 cm, deci nu are cum să iasă corect dacă tăiem la dublu. Nici nu întindem rochea prea mult că este elastică, o lăsăm așa cum vine ea pe masă. 104. Mută. Sută patru. O sută patru. Ia uitați-vă un picuț dacă se observă diferența la tiv. Da? Deci vine din ce în ce mai mic, pentru că el tivul vine altfel pe... Deci pur și simplu aici a făcut coadă exact în mijloc, aici este cel mai pe bie, aici e diagonala bieului și vine din ce în ce mai drept firul. Și atunci el aici se lasă mai mult și aici mai puțin. Și acum noi o să-l îndreptăm. Cloșul lasă permanent cozi. Este un material și elastic și cade și greu și este normal fiind grea poala să-și mai lase cozi între timp. Chiar dacă poate atunci când a fost croit, a fost bine croit. Dar el încă își mai lasă coade, cozi. Deci noi o tragem să vină în poziția în care stă pe persoană, da? Deci, da? Acolo se ține pe talie, se mută mai... Rar decât mut eu centimetru aici pe poale. Da? Da? Și verificăm. Ia să verificăm aici dacă ne iese 104, da? Ia uitați. Ne iese exact unde trebuie, da? Deci să ne întâlnim aici. O sută patru. Da? Acum mergem în cealaltă jumătate și măsurăm și aici. Da? Așezăm rochea. Da? Așezăm rochea. Ia să vină.
Deci totdeauna așezăm rochea la crămioară, o să mai mut și tu un pic. Rochea să vină în poziția în care omul stă îmbrăcat cu ea. Da? Vedeți, tot timpul rotesc. Mă un pic ca să vă arăt. Așa, lasă dreapta acolo. Da? Deci, vedeți, așez rochea în poziția în care omul o poartă. Nu o lăsăm întinsă, că este posibil, pe urmă, să ne iasă scurtă. Dă-te puțin mai așa. Da. Ia să vedem și aici. Da, exact. Bun. Ia, iau puțin, că mi-o și ridică-mi puțin în picioare. Deci o să ne mai uităm și un picuț la ea. Aleu, stai un picuț. Vedeți cum atârnă, ia uitați. Ia uitați cum îi atârnă, cum nu este ilegal. El își lasă cos. Și acum ne uităm semnele dacă vin să fie în poziție corectă la tip, da? După cum se vede, ele vin bine, da? Vedeți că vine drept. Și acum urmează să tăiem, după care vă arăt cum se taie și căptușeala. Da. Și acum îi dăm drumul la tăiat, da? Tot frumos așezată pe masă, exact pe semnele de cretă. După care urmează să o festonăm. Și o să tragem la un picioruș de mașină, pentru că materialul fiind elastic, dacă am trage la vârf, s-ar răsuci. Așa este și trasă din fabrică, de la cei care au confecționat-o. Da? Mergem mai departe și tăiem. Deci, nu știu dacă se vede, dar ia uitați cum s-a format aici un pic de colț. Noi dacă am venit frumos și am măsurat de sus de la talie, am îndreptat colțul respectiv. Așezăm totdeauna frumos pe masă și tăiem, da? Da? Uitați ce frumos se vede linia care am măsurat, da? Deci permanent o așez pe masă, ușor rotunjită, exact ca ea să fie tăiată frumos, da? Ia uitați cum se văd semnele, da? Cum se formează tirul, da? Nu o întindem, pentru că este un material și elastic. Nu o întindem, o așezăm ușor pe masă și tăiem.
Deci, am ajuns la final. Mai avem un picuț. După care o să așezăm rochia pe umeraj și ne uităm cât de bine se vede rochia la partea de tir. Și ne uităm și căptușeala cât depășește. Am pus rochia pe umeraj, da? Și ne uităm la partea de poală, dacă este corectă, da? Ia uitați, poala cum vine de bine, da? Și verificăm căptușeala. Dacă căptușeala este lungă, deci și căptușeala este la nivelul rochii. Și atunci o să ne ducem și o să o scurtăm cu 2-3 cm să nu se vadă, pentru că mai facem timp să fie un picuț mai scurtă. Și acum așezăm din nou rochia pe masă. Îmi șară camera, unde ați plecat? Da, deci așezăm rochia pe masă și facem același lucru și cu căptușeala. Tragem rochia exact de la talie. Da? Numai un pic stai așa să văd poala și așa pe masă. Deci lăsăm partea de spate un picuț, să vedem cam cât vine de... Așa când era... Deci vine exact la nivel cu rochia. Și atunci o să tăiem vreo 3 cm. Numai un picuț, trage rochia. Așa. Bun. Și acum întindem căptușeala, da? Întindem căptușeala frumos, o așezăm și pe ea dreaptă. Nu trage rochia. Nu trage rochia așa de mult. Că e prinsă în talie. Așa. Și deci așezăm pe masă. Ține-o de talie. Așezăm rochia frumos la partea de tip și jos văd că nu are tip făcut. Este făcută căptușeala dintr-un material elastic. Facem și noi același lucru. O tăiem. Ia uitați cum vine și căptușeala. Căptușeala putem să o mai tăiem la dublu. Ia, uitați cum vine căptușeala. Ia uitați cum vine căptușeala. Da? Partea din spate mai lungă, partea din față mai scurtă. Și noi acum... Ia punem un pic din talie. Deci rochia a avut 104. Deci căptușeala noastră în partea din spate are 105, în partea din față are 102. Și atunci o să punem 101. Și o să o putem tăia la dublu. 101, mai mută. 101. 101, 101, mutăm și în partea asta la altă. O să, apoi o să prindem și niște bolduri și căptușeala o să putem tăia la drept și aici când ajungem la laterale o să mergem simplu și tăiem ca să nu se formeze colț. 101, da? Exact de zona asta vorbesc, da, de zona laterală. Și acum punem câteva bolduri, o tăiem. Da? Și acum începem să o tăiem, nu chiar din capăt, dacă este, băgăm foarfeca și tăiem simplu, să nu se formeze colț, da? Aici tăiem un pic până ajungem la următorul semn.
după care tăiem la dublu. Și partea de căptușală nu mai o festonăm. O mai verificăm înainte, încă o dată. Putem să întoarcem rochia și pe dos. Da. Da, aici desfacem un picuț și tăiem ușor rotunjit, să nu se formeze colț. Da? Se vede, da? Da? Același lucru facem și în partea asta la altă. Da? Scoatem boldurile și încă o dată verificăm dacă căptușala se vede. Ridic-o la cămeala. Ia. Să vedem dacă se vede. Ia. Ține-o, nu ții bine la cămeala, că mi-o ții strâmbă. Ține-o de exact de talie. Numai puțin. Ține-o exact de... Așa. Deci nu se vede căptușala. Deci, întoarce-te mai spre aparat, lăcrimea, mai spre masă întoarce-te. Da? Vedeți, căptușala este mai scurtă, la rochie o să se mai îndoaie un centimetru lativ, da? Aici mai îndoim un centimetru și atunci o să fie un pic de diferență între rochie și căptușala și nu o să se vadă, da? Aici e căptușala, aici este... rochea. Căptușala va fi festonată, rochea festonăm și tragem tiv la un centimetru. Când o să tragem la mașină, o să vă arătăm.